onde, în matinal, nu oriunde. Da, întotdeauna cu voie bună și veselie pe aici, pe platou. Dar cum să nu și ne savurăm cafeluța de dimineață și vă dorim și dumneavoastră o cafeluță extraordinar de bună să o savurăm împreună. La tot felul de știri, la tot felul de evenimente, și la ce, la ce invitați. Și ce momente artistice. Superb. Ce-mi place așa cum se deschide ziua, da, cu cafeluță. Da, e liniștită, se întâmplă foarte ceva. Foarte liniștit e. Unde-i domnul bună dimineața? Cine mai dă bună dimineața în felul lui specific? Vai de mine! Dar unde-i Bogdan? S-a întâmplat ceva cu el? T-am crezut că l-ai luat tu. Măi, dar se... A, e pe banca de rezervă, dragă. N-a jucat bine. Nu, a ieșit din liga întâi. Nu se poate. Îți spun eu. Zici. A, uite-l, dragă. Ți-am zis că e pe banca de rezervă. Hai, mă rog, bună ce dimineața, prieteni dragi. Bună ce dimineața, faci, colege. Bogdan? N-am prins primul 11 în așa, această dimineață, așa, se pare. Așa. N-am prins primul 11, sunt pe bancă, sunt pe bar astăzi. Așa. Și din păcate o să stau să-mi savurez cafeluța în liniște, să mă uit la băieții, la băieții mari cum joacă, cum joacă fotbal. Un pic resemnat așa azi, mi se pare. Dar mi-am dat seama de un lucru, dragi prieteni. Hey, să luăm un loc, și anume, eu n-ai fi prins banca de rezerve, pentru că n-ai fi prins nici măcar banca, de fapt, la cum joc, dar cine va fi în primul 11 va fi naționala României sâmbătă, la cel mai important, poate cel mai important meci al Euro 2024 pentru noi, dragi prieteni. Bogdan, dacă îl câștigăm, ne calificăm! Ne calificăm! Avem mare calificare și cu un iz de 98 pentru finii cunoscători, pentru cei care savurează și simt și degustă astfel de provocări. Am lansat și o provocare aici în Monde Matinal cu colegii noștri din spate, cu colegii care știu stați așa, fotbal. Că nu știți. Stați un pic, deci să vedeți ce provocare. Urmează să vedem ceva inedit în următoarele zile, imediat după ce câștigă România. Stați atenție, un pic. Dacă câștigă România și da, ce mai zicem dacă, ce mai zicem? Se câștigă. Să mergi România pozitiv. Câștigă. Da, câștigă exact. România. Câștigăm. Atunci hai să o facem direct, direct într-o normalitate. După ce câștigă România, da, logic. Corect. Știți ce s-a întâmplat în 98 după ce ne-am calificat la mondial în faza optimilor? Ia zi. Întreaga națională, toți băieții, de pe bancă, cum am început eu, s-au vopsit. S-au vopsit blond platinat. Oh, și ne lansez cumva provocarea asta în platou? Da, urmează să se vopsească blond. Nu tu, iubita mea, Bogdan se va vopsi. A, doar el? Ok, bine, de acord atunci. Păi, doar... tu poți să-ți faci șuviță, dacă acum vrei. Putem să aruncăm și mai departe provocarea asta. Așa. Și să ne vopsim toți trei. E, hai să nu mergem chiar atât de departe. Dacă nu câștigăm chiar europeanul. Acum dacă parcă nu mai europeanul, 100%, hai să vedem. S-ar putea să ne trezim toți trei blonzi. Opa! Dar nu tunși, hai vă rog eu, că un culoare mai scurt. Nu tunși, dar blonzi măcar pentru o zi, da. Deci, ceva provocarea așa, e, dar... Până la câștiga e lunguță calea, e destul e de lung drumul. Și realiști, nu e drum lung. Dar cine știe, să fim noi acea Grecie din 2004, că nu dădea nimeni nicio șansă Greciei, da, și, da, să ne, da, și să ne ducem până în finale și poate de ce nu să câștigăm europeanul. Da. Hai, ne mai ține încă o zi pe jar, dar noi ne vedem mai departe de treburile noastre. Noi ne vedem noastre. Și mâine, mai vorbim și mâine despre asta, iar sâmbătă mare meci, luni suntem aici cu... fulare, cu mingi, cu tricouri, cu fanfare, cu vuvuzele, cu tot ce vreți voi. Cu mingi, cu steaguri, cu de toate. Cu fulare, cu tot ce, cu tricourile pe noi. Cu toată bătaia din mâini și din picioare. Și o să cântăm cloți, România! Ho, 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 ho! Aia zic, da. Până una alta, mai sunt foarte mulți susținători ai Naționalei României, da, între vedetele pe care le comentăm în fiecare zi, da, cum ar fi Loredana, am vorbit despre ea ieri, cum ar fi Marius Moga, cum ar fi Ionuș Ercel, cei trei au scos piesa updatată, actualizată, 2.0, dacă vreți, cu Made in Romania. Da, da, da. Mai sunt și artiști care se ocupă, din păcate, cu altfel de treburi, dragi prieteni. În loc să susțină Naționala sau să susțină alți artiști, se duc în extrema cealaltă și, din păcate, aruncă cu hate în alți artiști tineri. Întotdeauna se cam împart taberele. Din păcate. Din păcate. Orice e public se cam împarte. Se divid părerile și așa mai departe. Și pentru că suntem în România și așa se întâmplă în mod normal,
normal, mai ales la noi în România, în momentul în care arunci cu hate în cineva, la rândul îți primești foarte mult hate de la alți colegi de breaslă. E o spirală, dragi prieteni. După ce și-a expus părerea pe social media, Corina Buda a devenit ținta unui val imens de ură în mediul online. Cum a reacționat publicul după postările artistei, dar și cine ia apărarea Corinei în acest scandal, aflăm și noi chiar acum. Hai, uite, din păcate asta se întâmplă când... Îți arde să mai pui niște paie pe un foc care deja este destul de aprins. Mi-ai ridicat la fileu foc, Bogdan? Foc? Foc? Da, pui paie. Vai de mine, dar ce bine ar merge un grătar pe foc. Un grătar pe da, foc? Un unde? Grătar... Oh, unde îl facem? În Băneasa? Oriunde, în pădure? Unde? În Dubai! Păi da, Dubai ce? Facem grătare. Păi da, se de fac ce grătare să nu faci grătar? Îl faci grătar direct pe nisip. Dacă nu-ți imaginezi. Păi da... Eu vă zic eu, se întâmplă niște chestii foarte interesante și mai ales gustoase pentru papilele noastre. Pare că noi știm ceva ce tu nu știi, dar să vedem. S-a inaugurat primul restaurant imersiv din Dubai, din lume, cu ajutorul AC. A inteligenței artificiale. Să vă explic, în funcție de meniul comandat, în jurul tău se proiectează imagini și sunete specifice. Ai comandat pește, deodată te trezești în mijlocul oceanului. Costul unui meniu pornește de la 600 de euro în sus, doar ești în Dubai, nu-i așa? Bun, deci avem în felul următor. Dacă vrei pește, te trezești în mijlocul oceanului printre pești. Dacă vrei grătar, dar un grătar de ăsta balcanic, cum se face... Te la trezești pădure. În vasului. Și dacă lumea se ceartă la masă și nu știu ce vor, ce gusturi să aibă, te trezești câte puțin din fiecare, vine elefanții cu peștii, în loc ce nu, se întâmplă. Nu cred că nu știu, dar pe mine mă interesează altceva. Ok, experiența inedită, nu te aștepți la așa ceva. Mă, da, peștele ăla din farfurie începe să miște? Păi nu începe să miște, păi că da, este... De ce? Că păi punct de... da, mișcă el alți pești din jurul tău. Dar de ce, mă, să mi-l facă și pe ăla să miște, să fiu sigură că e fresh? Da, nu, dar eu mă întreb la grătar. De interactiv e tot și mai ai timp de telefon. Păi nu mai ai timp de telefon. Da, uite, seama, la grătar toate... eu vreau să încep să și aud. Să aud jarul, să aud... Să aud omarea din depărtare. Păi da, asta este, păi da, asta este la... Dar de ce o lăutărească, nu Bogdan? O lăutărească, omarea, ce se ascultă la un grătar, ca să fie autentic. Se ascultă multe la un grătar și muzică populară, da, se ascultă. Dar dacă nu se reunesc gusturile la o masă, eu acolo sunt aș fi fascinată să văd cum pun ei în scenă, dacă cineva vrea ceva, altcineva vrea altceva. Nu stai, cred că toată lumea are așa un stomac. Te muzi la altă masă, la un arc circ imersiv. Te uiți la altă masă, cred că întreabă foarte mulți, întreabă pe toți ce ați vrea, ce stil ați vrea să mâncați și îi plasează la mese în funcție de ce vor să mănânce. Nu vreau să știu ce se întâmplă în stomacul oamenilor. Voi vă dați un pic seama, mănâncă puțin de mici, mănâncă și puțin de pește nord-african, mai mănâncă și puțin, eu știu, caracatițe. Mai nou se mănâncă antropode, așa că hai să mâncăm și dintre alea. Iată, după ce se întâmplă vor pune acolo? Acolo, îți vor simula un digestiv. Hai mai nu, aici, vor mai simula, spun eu, vor simula direct un veceu public, că altceva n-ai ce să mai simulezi. Dacă o fi un ureal sau tot în AI, este făcut și acel ritual. E în AI, îți dai seama și clar, va fi un avatar de veceu, adică nu va fi oricum. Și după ce o să mâncăm, acolo, poate avatarul spune și noi. Te faci albăstrel. Ne folosim de inteligența artificială ca să ne salveze de tot. Ca să ne salveze de tot și chiar și după ce nu vom mai fi, poate. Da, cine știe. Inteligența artificială, printre altele, te face nemuritor. Nu la propriu, ci la figurat. Un bolnav în fază terminală de boală s-a gândit să curme suferința familiei și și-a creat un avatar. Chipurile ca familia să poată lua legătura cu el. Alo, tataie, mi-e dor de tine. Tataie, băi, ați nebunit? Da, acum lăsăm gluma la o parte. Este creepy, e creepy. Nu știu, măi, băieți. Vrem noi să nu fim parțial, dar două încolo de tine. Nu există mai așa ceva. E prea mult. Amintirea omului cu care ai trăit o viață întreagă, mamă, tată, frate, soră, nu contează, băi, trebuie să rămână vie în memoria ta și în inima ta, nu să încep să o creezi avatare. Nu, tataie, este de domeniu... deci m-am combinat cu unul și nu știu dacă e să-i mănânc cardul de credit sau să-i mănânc altceva. Ia zi și mie cum ar trebui să practic. Și tataie din tataie avatar. Tataie avatar, teoretic, el ar trebui să înregistreze în timpul vieții. Și să spun așa, tataie. Păi nu, deci, mi se pare uite. Ca momentul ăla straniu când deja ți rezervi loc în cimitir și plătești de dinainte. Și aici să te înregistrezi pentru că știi că o să mori și îți pregătești avatar. Mai să știi că eu de acord cu rezervatul cimitirului. Aici avem păreri total diferite, spune. Nu, eu sunt absolut de acord pentru că nu știi niciodată când se întâmplă și mai bine să-l ai din timp decât mai să cadă totul să pe familia acolo. Ta. Eu prefer să mă ocup de viața asta reală, prezentă. Da, și eu zic să ne gândim și la viață mai mult. Și dar cine a zis, tocmai te
gândești la viață știind că urmează să mori. Păi da, dar uite, acum nu, pentru că nu o să dăm telefoane să ne facem rezervări prin Belu sau mai știu eu pe unde. Eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate și să revenim cu viață și cu chef de viață și cu energie și după 5 minute de publicitate. Imediat revenim. Am revenit, dragilor! Bună am revenit. Dimineața! Bogdan între timp și-a găsit și loc la Belu. Bogdana Catrinei, Bogdana Catrinei s-a scris, s-a făcut. Dar nu prea mi-a convenit, că a luat locul ăla bun mai la umbră. Nu să-l bată soarele. Dă-o, Doamne, iartă-mă. Dar să știi că, Cico, o să trăiești foarte mult cu ocazia asta. Da, pentru că, uite, există în lumea asta 6 surori cuprinse între 88 și 101 ani, care și-au luat ele. Deci așa e, e smart. Da, bineînțeles. Poate și negociezi un pic. Și vezi cât ești convins în timpul ăsta. Păi să știi că e mai ieftin. La VIP sunt locuri sau îți dă la general? Nu-ți dă mă la general, îți alegi tu bucățica, parcela și ești maker. Da, se poate și pe invitație, poți să primești pe invitație sau trebuie să cumperi bilet? Nu vrei să știi cum se primește invitația, nu vrei să primești. Nu vreau să mă viziteze nimeni să-mi dea o astfel de invitație, ce-i drept. Mă, da, să știți că există aceste doamne și ne poftim că ele trăiesc încă foarte bine. Și urmează să vă zic chiar acum despre ele. Cele 6 surori cu vârstă cuprinsă între 88 și 101 ani au intrat în cartea recordurilor, ele alcătuind cea mai mare vârstă combinată a unor surori în viață. Cele 6 surori au trecut împreună prin evenimente majore ale secolului trecut, marea criză economică și al doilea război mondial și au scăpat cu bine și de pandemia de COVID. Bun, deci lăsându-le la o parte pe cele 6 sora 1, 2, 3, 4, 5, 6, era și un băiat acolo. The only brother. În care am înțeles că era fratele cel mare. Da. Dacă cândva prin 30-28, când s-o fi născut fratele. Deci dacă sora cea mare avea 101 ani, el acum ar trebui să aibă un 102-103 ani. 102-3, dar din nefericire nu mai e printre noi. Exact, dar așa cu 102, imaginați-vă, după ce s-a născut băiatul și părinții ăia, aveau un copil, un băiat. Da. Nu înseamnă să-i facem un frățior. Lasă-mă gândesc, zic, hai că poate o să avem băieți, știi, a fost așa. Ok, hai că a ieșit fata. Da, i-au făcut mai 6 fete, că au încercat să mai facă băieți. Să mai avem un băiat. Și s-a dus sora 1, 2, 3, 4, 5, după sora 6, au zis, gata. Da, eu cred că au îmbătrânit și au zis, bă, nu mai pot să mai fac și al 7-a soră. Și ne riscăm, Doamne, iartă-mă să fie tot față. Să știi că tatăl e de vină în privința asta. De ce? Păi da, el dă sexul copilului. Păi dar cum? Și cum știu eu? Păi da, el nu poate să zică, băi, soțioară, mi-ai făcut un băiat și 6 fete, păi vreau mai mult moștenitor, nu se poate. Eu mor de treaba asta, eu bărbatul de sex copilului, ca și când eu am și ceva de zis, am un punct de vedere, ca și când aș putea să zic, vreau să fie băiat și iese băiat. Nu e așa. Păi nu e așa, dar dacă vrei cu ardoare un băiat și tu faci numai fete, păi te duci, tată, până la 14-15 copii și trebuie să-ți iasă și un băiat. Dar și mama aia ce. Dar nu dai vina pe mămică. Poftim? Zic, 14-15 copii, dar ea nu e, trebuie să zică și ea ceva, că doar ea-i... Păi ea îi face, dar dacă e de acord cu soțiorul și vrea să-i facă și, poate își dorește și ea pe aceeași lungime de undă... Băi, 11 în echipa de fotbal. Păi uite, vezi ce bine? Îți faci echipă de fotbal, Bogdanel. A, dar nu vreau eu. Nu vreau eu 11 copii, nu? Dragilor. E de acord cu mine. Vrea maxim un dublu de tenis. Nu mă aud oamenii mei. Ziceam că până ajungeți voi la copii, zic să depășim un pic momentul și să mergem către distracții pentru oameni mici, pentru oameni mari. Păi ce, făcutură copii nu e distracție? Pauză. Sau distracție, distracție. Păi distracție, că îți dai seama câte jucării trebuie să le cumperi la copiii ăia. Doamne, da, mi-imaginez. Nu știu dacă mai este moda cu Barbie, mai ales dacă ai fete. Nu mai știu dacă este moda să-și dorească Barbie. Să știi că nu, acum mai sunt multe alte concurente la Barbie, alte branduri de păpuși. Pe lângă Barbie. Rămâne etalonul. Și dacă tot vorbim de ea, păpușa Barbie a împlinit în anul acesta 65 de ani de la fabricare, iar corespondentul ei uman a făcut 52. Și da, nu i-ați dat 52 de ani. De ce să fii un om plictisitor când poți fi o păpușă Barbie vie? Asta a declarat Rachel Evans, cea care a suferit zeci de operații estetice pentru a semăna leit cu surata ei neînsuflețită Barbie.
Da, asta nu este păpușă Barbie, asta eu o pun pe elanul de grâu. Serios. Dur, dur, dar știi că și-a făcut multe update-uri, să le zic așa, și tot mi se pare că rezultatul final nu e tocmai cel mai de dorit. Ce trebuie. Nu se joacă copiii cu așa ceva. Tu îți dai seama dacă ar fi să-i dai o astfel de păpușă unui copil? Ferească Dumnezeu. Nu mai doarme noaptea. Păi nu, e ceva... Nu e ce trebuie, e ceva rău. Da, mie, mie mi se pare fantastic că multe femei tind spre această... modă? Nu știu cum să-i spun, spre această wannabe perfecțiune de Barbie. Da, păi știi? E un trend acum... A fost un trend de multe generații. Operațiile estetice, dar acum sunt foarte accesibile și foarte multe femei, din nefericire, fac foarte multe credite, numai ca să arate așa. Da, măi, și se abuzează. Bine, ea oricum e definiția abuzului, în sensul ăsta. Dar nu, da, e, a zis-o și eu, 150 de operații. S-au aruncat fetele mele foarte tare. Nu, dar 50 de operații, pe drept. 150 de operații, dar gândește-te un pic. Fiecare anestezie scurtează viața. Așa că această... Îmi place drama adusă. Fiecare anestezie făcută, anestezie generală, scurtează viața. Ei, nu știu, că are și botoxul, nu știu că le-a luat pastea în cap. Astea nu sunt de anestezie generală, iubita mea. Asta zic, că nu cred că s-au simțit. Aia nu cred că l-a simțit când i-a băgat... Deci 150 de operații nu le includem pe acestea. Păi, a botoxul nu, dacă îți faci COVID-ul, nu. Eu zic că le-a pus pe toate, că mi se pare crunt. Câte să faci? Da, nu, din 150 să zicem că măcar 50 au fost cu anestezie generală. Câți ani îți mănâncă oare o anestezie? Scoate calculatorul. Păi, în cazul ăsta, femeia asta este foarte aproape de... Păi, da, este foarte aproape. Foarte la Belu, la Avatare, dar noi nu mai vorbim despre această doamnă, această păpușă de pus în lanul de grâu. Știi care este treaba? Că dacă e, cum zici tu, cu anesteziile generale și cu mâncatul vieții și anilor din viață, nu o să mai ajungă la Destiny Spark sau cum se numește. Wow, Destiny bine Spark, când ajunge, bine când ajunge, o să sperie copiii pe acolo. Ăsta e destinat special copiilor. Poate se distrează până la urmă, se uite și altfel. Adevărat, mai fac un TikTok, mai fac o aia, mai fac o aia, cum să nu. Da, cu siguranță nu o să zică, uite o păpușă Barbie. Nu o să întâmple așa. Destiny Park se adesează copiilor între 3 și 14 ani și reprezintă un univers în miniatură, în care cei mici pot fi adulți pentru câteva ore sau o zi, având meserii de oameni mari și fiind plătiți cu bani magici pentru ele. Vedem și noi imaginile chiar acum. Și asta e tare, ce experiență inedită pentru copii. Tare. Vreau și eu. Hai să mergem cu Raluca. Unde să mergem? Se mai duce pe teren. Și ce ai vrea? Care ar fi prima meserie pe care ai încercat-o? De conductor. Nu cred că au. N-au astronaut. Atunci din capelul de alea de construcție. Dintre ăia, doamne, dintre meseriile pe care le-au acolo. Provocare, nu știu. Uite, eu vreau la construcții, chiar sunt curioasă. Serios. Diana? De ce? Este foarte interesant și să poți să-ți dai seama cum lucrează un constructor împreună cu un arhitect este ceva. Am avut ocazia. Bine, era un proiect de voluntariat în care erau constructori reali cu oameni obișnuiți, ca mine, ca toată lumea, și te supravegheau și făceai case, dar în scop caritabil pentru oameni. Te urcai pe casă, te echipau cum trebuie. Eu aici nu vreau să fiu rău, dar să lași niște nepricepuți să construiască niște case pentru niște oameni. Dar mie îmi sună cunoscut, Bogdan, ceea ce spui, și cred că se întâmplă des chestia asta mai nou acum. Uite, vezi? Asta măcar era autorizat. Dar da, la construcție e interesant, e o perspectivă bună de încercat. Și să nu uităm că se m-aș face. Duce pe, eu m-aș duce pe poliție, doar că... Domnul polițist! Eu mi-aș permite să zic... Nu mai trafic să nu mergi, că de fiecare dată când apare n-are cu polițist în trafic, se oprește traficul. Oh, da. Nu știu ce, doamne, iar se întâmplă. M-aș duce în trafic numai să mă răzbun pe alții pentru ce mi-au făcut și alții mie. Cauzi polițistul. Nu, glumesc. Să fiu la amenzi, da. Să fii la... Băi, ce rău ai fi. Da. Ce rău. Dar mie mi se pare sincer că dacă ar fi dacă ți arată cum e să fii polițist, ți arată acel ideal de polițist, nu te bag într-un birou să faci dosare, ca și la să pompier, semnezi, sigur acte. Te aruncă în adrenalină și să vezi acolo miezul situației. Dar să nu uităm păi, că dacă meseria nu reală. Nu mergi în misiune, tot degeaba. Adică iartă-mă, să stai pe teren e de nimic. Uite, ia vorba uiți. Colegilor. Poți să ții singur carnetul. Exact. Te pe singur în registre, taxi singur. Uite, Bogdana Catrinei, ăsta este al meu. Asta era al meu. Uite, nu găseam unde am pus permisul. Hop, top, l-am băgat. Hop, top și mergem și hai mai să departe. Hai da. Să mergem mai departe. Ne-am distrat oricum. Ne-a plăcut, Raluca, mulțumim, te duci în cele mai inedite locuri. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre Adela Popescu. Adela Popescu este căsătorită cu Radu Vulcan și au împreună 3 băieți. Cum face fața aceasta rolului de mamă a 3 băieți și cum îmbină totul ca să vină la avantajul acestora, dar și a familiei în sine? Vedem și noi mai multe chiar acum. Uite, o mamă foarte dedicată, pe care o apreciez foarte tare și care chiar se implică în viața copiilor ei, dar și în viața de cuplu. Da, adică nu lipsește de nicăieri.
Și mie îmi place foarte mult, de aia și e foarte naturală. Da, da. Echilibru, îmi place cum își găsește... un echilibru, pentru că când ești în viața profesională foarte activ, ai doi copii? Sau nu? Are mai mulți trei, copii. Trei copii. Și vrea să meargă mai departe. Apropo de echipa de fotbal. Ei, departe. Vezi că așa propuse și o mașină mult mai mare, cu mult mai multe locuri. Nu, dar zic departe încă de o echipă de fotbal, de la 3 la 11. Dar toți băieți, deci e promițător. E promițător, da. Dar uite, îmi place cum își găsește timpul special să aibă și momente și cu Radu. E un exemplu, mi se pare, și de mamă, și de soție, și de femeie, de actriță, vreau să zic, femeie în viața femeie profesională. De televiziune, de actriță, exact. Da. Cum niște să timp nu. Vă propun să ne găsim și noi în minutele ce urmează, ce da, spuneți? Ne găsim imediat și după o scurtă publicitate o să ne întoarcem și noi cu mai multe știri. Și... Alo, bună dimineața! Oh, ce faci? Păi da, mai eu m-am dus pe alte tărâmuri. Așa începem de fiecare. Și în mintea mea voiam să zic, uite ce frumos le-am învățat pe fetele astea. Ce după fiecare pauză. Îmi retrag gândurile, că bine că n-am apucat să zic. Nu mai, haide, facem din nou. Nu facem nimic. Nu mai facem din nou, dragă. Eu vreau să merg pe tărâmul lui Harry Potter. Dragi prieteni, nu, ba da, dragi prieteni, vom mai avea o pauză de publicitate în vreo 40 de minute, ceva de genul. După acea pauză de publicitate, vedem dacă ne mai și da. Noi ceva. Până atunci eu mi-am amintit ceva foarte, foarte tare. Ieri l-am avut pe domnul jongleur alături de noi ca invitat, iar Meda i-a zis parcă ești Houdini. Eu atunci n-am rezonat, pentru că Houdini era mai mult magician decât jongleur. Părea foarte magic tot ceea ce făcea și părea foarte hipnotic, hipnotic absolut mai tot ceea ce partea cu bila, când ai încercat și tu ai văzut că n-a mai ieșit nimic. N-a ieșit nimic, tu l-ai văzut că îi bicau bilele din mâini, nici nu putea să le țină printre degete. Trebuie să ai un har și mi se pare foarte magic tare. Magic în sine. Da, absolut, dar mi se pare foarte tare că dacă am zis ieri, culmea, ieri am zis, Meda a zis că îi dăm cretele ei, că băi, băiatule, parcă ești Houdini. Astăzi vorbim culmea. De se pare că acea mingie, acea sferă acrilică, acea care părea să fie cumva un cristal ceva, să știi că am citit în viitor. Adică eu ți-am zis atunci, băi, bag de seamă că citesc în viitor, iată că am citit în viitor despre ceea ce se va întâmpla astăzi și despre ceea ce vom vorbi astăzi. Astăzi, corect. Atunci să spunem pe drept ce urmează să păi se întâmple. Trebuie spus. Harry Houdini, un nume sinonim cu magia, și-a dedicat viața spectacolului și a lăsat o moștenire durabilă care continuă să inspire generații de magicieni. Haideți să vedem un documentar despre viața sa, despre cariera, despre contribuțiile remarcabile pe care acest mare iluzionist le-a lăsat în urma sa. Uite un magician adevărat care se pare că da, a sfidat moartea cu mult după ce a murit el, pentru că iată lumea nu credea deloc că el chiar a murit. Mm-hmm. Dar ce mai impresionat? Lumea încă avea impresia că și-a înscenat propria moarte și el de fapt trăiește. Da, asta mi se pare senzațional, că reușește să inducă asta oamenilor. Da, și numai foarte urma. Mare. Asta înseamnă că este foarte bun și a bătut testul timpului. Mm-hmm. Deci a rămas un spectacol și după moartea lui. A fost în viață spectacol și după moartea la fel. Rămân un spectacol și să urmărim imaginile astea cu el. Ceea ce mi s-a părut extraordinar este atunci când a traversat zidul chinezesc. A trecut prin zidul chinezesc. Mm-hmm. Ceea ce e o șmecherie foarte interesantă. Pentru că nu există nicio ușă în zidul chinezesc. Și mai, această teorie. E ceva aparte, cu siguranță. Dar bineînțeles că este ceva aparte. Știi că, apropo de chestia asta... Mai este această teorie în care unii pot crede, alții nu. Aici m-aș declara un pic imparțial, pentru că nu știu. El ar fi semnat un contract cu diavolul ca să-i dea puteri să treacă prin zidul chinezesc. E împachetat într-o poveste interesantă. Da, e o legendă, urbană, putem să-i spunem despre el. Să știi că chiar a declarat-o pe vremea aceea. Adică, nu știu, habar declarat-o, dar tot ca o poveste storytelling se prezintă și asta. Păi și eu am făcut pact cu diavolul. Da? Mă, știi cine cred că a făcut? Ca să fiu aici. Da, dar și cine a făcut mă pact cu diavolul? Pentru faimă, faci orice pentru faimă. Asta vorbesc. Adică, da, declar pentru că e în avantajul tău cumva, pentru imaginea ta, să faci o poveste de asta, o nebunie de asta. Atunci înseamnă că trebuie să fii nebun să declari așa ceva. Dar uite, Jennifer Lopez și cu Ben Affleck sigur au făcut un pact cu diavolul. Sau poate e doar marketing acolo, că acolo parcă sună un pic la marketing. Asta era mea, e marketing. Nu, că nu vine
bine să cred eu așa tot ce fac ei, da? Hai să vedem. Zvonurile privind posibila despărțire a cuplului Jennifer Lopez-Ben Affleck au apărut de la începutul anului și tot curg. Un documentar a apărut zilele astea încearcă să descifreze de ce nu merge relația cuplului, celebrului cuplu duo. Haideți să vedem dacă au reușit sau nu. Vedem imediat în următoarele imagini. Jennifer îl suge de energie pe Ben Affleck. Gata, am spus-o. Dar da, nu se poate. Mi se pare foarte tare ce ne spunea și în cască pe parcursul materialului, că îi plac femeile cu nume de Jennifer. Trebuie să aibă Jennifer, e un pattern la Ben Affleck. Urmează Jennifer Aniston, a fost Jennifer Garner, este J-Lo. Și cum ți-ai descrie poate... pattern-ul încep? Da. Păi Jennifer neapărat, trebuie să fie ce orice. Și are mai multe preferi? Arma, să Jennifer. Are mai multe Ana, să știi. Ce Ana? Are și Ana. Are Jennifer și Ana, că uite, el a fost înainte să se combine cu Jennifer Lopez, a fost cu Ana de Arms. Ah. Ana de Arms. Da. Da, atunci adică parte din pattern tot este și îi Ana. Îi place mult zona asta latino, știi? Spania, Mexico, asta, să fie vorbitoare de limbă latină și spaniolă, chestii. Si, să mai da, claro si, e si, cabron, si. Cabron. Da, și mai e un factor. Știu mă de ce le îi plac astea. Că vin din țările calde. Vin din țările calde și sunt foarte fierbinți. Exact. Și când fetele hot. Pentru că Latina de Mexico și de America Latina și America de Sud este foarte fierbinte, este foarte cald. Doar că avem o problemă. Valul ăsta de căldură vine și înspre noi. Eu am o vagă impresie, Bogdan, că la noi e mai cald ca în toată Europa. Se prea poate. Nu că se prea poate, așa poate. Este cel puțin zilele trecute, m-am uitat la meteo și ghișe. Fix în România noastră era mai cald ca în Spania, ca în Italia, ca în Portugalia, ca te mir pe unde. Unde te aștepți teoretic să fie mai cald. Eu acum chiar că asta e o știre zilnică, mi se pare. Și grijă mare, grijă mare, pentru că temperaturile extreme afectează direct sănătatea prin capacitatea corpului de a-și regla temperatura internă. Pierderea controlului intern al temperaturii se manifestă prin deshidratare, insolație, hipertermie și accentuarea bolilor cronice. De aceea vă recomandăm ca până trece valul acesta de căldură să evitați deplasările în mijlocul zilei. Să stați acasă și să porniți ventilatorul sau, după caz, aerul condiționat. Nu mai Doamne ferește ce cald e. Nu, deci nu se poate, zici că e canicula vieții, mori aici. Mi-au transpirat toate curulaile. Tragem un semnal de alarmă, dragilor, că e cald mai rău de tot. Mai duceți apă, că s-a terminat. Și să dăm drumul la aerele alea condiționate, exact cum am spus și un pic mai devreme, că e rău. Măi, da, problema e că aerele condiționate nu mai fac față. Ce facem în situația asta? Punem freon, mai băgăm freon în ele. Măi, dar cât freon, săracu, să bagi în el? Că el poate are freon, dar... Mai luăm unul. Trebuie să iei mai multe. Da. Acum lăsând gluma la o parte, da, chiar e un semnal de alarmă, pentru că această căldură excesivă ne dăunează la modul cel mai serios. Așa că dacă ne avem treabă, până la urmă, hai să nu ieșim fix la 1 ziua. În miezul zilei să ne plimbăm. Apropo de asta, că noi plecăm destul de devreme de aici și cam plecăm la miezul zilei. Știi? Exact când e soarele ăla pe cer, de te arde, de te nebunește, zici că nu e adevărat. Și știi ce mai e problematică? Și la umbră. Acum chiar ziceau la meteo zilele trecute că erau până la 38 de grade, la umbră. Păi adică dacă nu sunt destul de mulți copăcei prin București, da, să știi că ce să-i facem? Și variază de la, dacă ești undeva într-o zonă în București, mai aproape de apă sau de pădure, e diferență de câteva grade. Da, este într-adevăr. Uite, apropo, ieri am plecat de la noi de aici. Măi, și mi-a ieșit papucul din picior. Am pus piciorul fără Cindurela, să unde erai, Cindurela? Unde era cenușerea asta? N-ai ce să-i faci. Băi, dar pe bune ardea, zici că am pus piciorul pe fier încins. Și când am simțit zău? Culmea, total paradoxal, în urmă cu vreo lună, cred că am citit un studiu care spunea că în România va fi una dintre cele mai răcoroase veri din ultimul deceniu. Răcoroase, știre sigur, falsă. Asta a fost cuvintul. Știre mai răcoroasă. Da, cea mai răcoroasă. Adică e știre falsă. Cu temperaturi care rar ajung peste 30 de grade. Dacă, asta înseamnă răcoroasă. Dacă o luăm prin comparație, atunci poate, că și la alții se poate și mai rău. Dar să trecem mai departe, să ne îndreptăm către mondenități și mergem către Oana Zara. Aceasta a fost chiar aseară prezentă la un eveniment mare monden, așteptat de mulți dintre noi întreg anul, și ne-a povestit despre avantajele și dezavantajele de a fi vedetă, dar și cu ce mare actor ar vrea ea să se afle pe scenă.
Da, hai să amintim în primul rând că nu era de aseară. O să vedem și imagini de aseară și de la frumos eveniment Mondain de aseară. La care tu n-ai fost. La care eu n-am fost. Păi, și ce facem, Bogdan? Nu vedem și noi un prinț pe cal alb? Nu, o să mă poziționez ca un umil spectator și o să urmăresc și eu ca toată lumea ce s-a întâmplat aseară. Lasă mai bine. Și îl bifez eu pe următorul. Exact, asta voiam să spui. Te așteptăm la următorul ca să te vedem și vopsit în blond. Dar stai că n-am zis. Da, dar sper să nu fim toți blonzi până atunci. No, păi cine știe dacă următorul eveniment... Păi dar ne punem o perucă, dragă, ce mare scofală, o dai repede în jos a doua zi. Hai să fim serioși. Păi și ce, eu ce trebuie să stau o lună, două luni? Dar vrem să te vedem și în culorile tricolorului, Bogdan. Păi da, atunci mă vopsesc cu roșu și cu galben. Păi și da, mai faci într-o parte o culoare, într-o parte o culoare, într-o parte o culoare. Da, mă gândesc. Eu am aruncat provocarea, mi-am aruncat-o singur, practic, provocarea cu vopsitul blond, dar n-am zis că și rămân blond un an de zile de acum încolo. Păi bine, să te temporar, dar tot vrem să te vedem. O să de bea și să-l văd ras în cap. Păi, dacă se putem să mai adaptăm provocarea? Vedeți că vă propun în felul următor. Să luăm o pauză și vă arăt o poză cu mine ras în cap complet. Nu o să o arăt la televizor. Da și bărbierit, te rog. Poftim? Da și bărbierit. Vreți să studiem puțin în oglindă, să mergem la make-up, să vedem cum ți-ar sta. Aoleu. Hai să facem asta în scurta publicitate ce urmează. Rămâneți alături de noi. Și hai, bună dimineața, dragilor, am revenit la Mondain Matinal și pe această pauză de publicitate am dezbătut ceva foarte important și anume cum ar fi, Meda a propus treaba asta, să mă rad în cap complet, pentru că cică dacă aș face nebunia cu părul blond, după aia ar trebui să mă rad în cap. Păi ca bine, să scap de blond, că altfel nu prea e cum să scap de blond. Exact, ca să scap de blond. Ei bine, ce nu știți cap voi și mă cunoașteți tare puțin, este că... Eu am încercat deja treaba asta. Ai fost cap de bec? Cap de pui. Rezultatul va apărea. Vai! Vai de mine, Bogdan! Adevărul e că păreai foarte mascul pe vremea aia. Dar mult mai în vârstă, chiar așa. Nu mai în vârstă, cât mai experimentat, mai cu viața înainte. Îmi place, o subtil. Păi nu o dau subtil, dar da. Tânăr se vede că era, adică da. Nu da. Ei bine, măi, poza... Nu te-aș fi recunoscut. De câți ani credeți că este poza, având în vedere că mi-a crescut părul? De 3 ani. De 3 ani. 2-3 ani. Wow! Și data, bine, păi da, nu te schimba mai. Iar ia, stai în profil, stai în profil ca în poză, hai. Pe partea asta, la altă ar trebui. Ia. Pardon. Ia. Nu, mai profil. Mai către... Așa. Parcă vii de acasă, parcă te recunoaștem acum. Și zi-ne câți ani. Dar nu, vreau să te văd și ras. Noi nu ras în cap, ras la barbă. Asta, niciodată. De ce, mă? E șoricel? Că atunci... Ai față de șoricel? De 12 ani. Șoricel de 12 ani. Jerry al mesei noastre. Da. Hai să aruncăm... uite, o să întreb și telespectatorii noștri dacă ar dori să apară așa și zilele următoare, chel sau nu. Intră pe un program și editează-te. Păi... Și ștergeți barba. Și gata, ai scăpat. Nu, lăsăm barba la o parte. Dar nu că are poze, că s-a ras și el la viața lui, că doar nu s-a născut cu barba asta. Nu m-am născut cu asta. Cu câți ani? În orice păi caz. Nu, că și-a ras-o mai de curând. Că deci eu când l-am cunoscut pe Bogdan, n-avea așa multă barbă. Părea că e la 18 ani și tocmai dădeau și lui perișorii așa. Prima mustăcioară feciorească. De fecior, ei bine, asta a fost acum mult timp. Poza, în schimb, cu mine ras în cap, nu e de mult timp, este de acum vreo 3 luni. Și acela este o aplicație de inteligență artificială care mi-a prelucrat poza. Înțeles. Deci am zis bine și cu barba. Am zis bine și cu barba că tot te puteai duce. E clar că Bogdan are foarte multe incertitudini asupra cheliei lui. Dar am vrut să văd. Eram curios să văd cum se prezintă. Am aflat, nu m-a convins și iată că am rămas păr. Nu știu dacă se ridic challenge-ul, că vrem să ne vedem și noi așa sau nu? Nu, mulțumesc, nu vreau să mă văd așa. Dar uite că ți-am găsit un mod de a scăpa de incertitudini. Ia să vedem. Da, serios. Într-o lume tot mai agitată și plină de incertitudini, găsirea unui scop clar în viață poate părea o sarcină monumentală. Cu toate astea, înțelepciunea antică japoneză vine în ajutor cu un concept fascinant. Ikigai, această filozofie oferă o abordare holistică pentru a descoperi ce te face cu adevărat fericit și împlinit. Haideți să vedem cum funcționează Ikigai. Dacă e să ne îndreptăm cu mintea spre Japonia, japonezii au fost mereu acești oameni îndreptați înspre artă pentru a te regăsi pe tine, înspre poezie, înspre cultură, totul
pentru purificare, pentru regăsire. Purificarea atât sufletului, sufletului, a corpului. Da, da, da. Contopirea inimii, creierului, minții. Uniune, cu... practic. Da, o uniune, exact. Chakrală. Minte, suflet, spirit. Chakrală, da. Și apropo că tot veni vorba de chakrală. Noi pe aici, prin Europa, îi spune mai diferit. Iasă, am ridicat o minge la fileu, presimt. Presimt o minge ridicată la fileu. Da, nu, apropo de chakrală, da. Noi aici lucrăm cu zona indiană orientală, aș putea spune. Yoga, chestii, trestii. Ne mai ridicăm un picior, mai inspirăm altfel. Uite, oameni, foarte multă lume merge și face yoga, dar mie mai îmi place mai mult tantra yoga. Tantra yoga. Cum e tantra yoga? Nu știi cum e tantra yoga? Vreau să spui, să descrii un pic pentru toată lumea. Adică nu pentru Diana, că ea știe. Ea știe, da. Să fie reprezentat. Eu habar n-am ce este tantra yoga. Tot așa este de contopire, de... uniune, dar nu singur. Te unești cu partenerul prin exerciții, exerciții, da, un fel de yoga de cuplu, am putea spune. Da. Cred că o să aflăm în orice caz mai multe, pentru că o să și vorbim despre yoga în momentele ce urmează. Da, urmează să vorbim. Și nu oricum, pentru că urmează o zi foarte importantă, așa e, Diana? Da, urmează Ziua Internațională Yoga, așa cum a fost aleasă de către Națiunile Unite, și o școală renumită din Cluj se ocupă chiar de asta. Fac un eveniment dedicat acestei zile unde ne vor povesti mai multe despre practici și ce înseamnă mai exact acest termen de yoga, care te duce cu gândul și în sine chiar asta are în esență unirea dintre trup, minte, spirit și toate ce te duc acolo la un loc. Și avem împreună plăcerea să o avem alături de noi de la Cluj de această dată, pentru că iată cum facem popasul peste tot. Mm-hmm. O avem alături de noi pe Georgiana Mihaela Borbei, profesor de yoga, care ne va spune mai multe atât despre ce înseamnă yoga, cât și despre Ziua Internațională, care urmează pe 2 iulie. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgiana! Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să mă aflu astăzi alături de voi. Ne auzi, Georgiana? Da, da. Am auzit mai multe lucruri despre această zi internațională de yoga. Ce ne poți spune tu despre yoga? Pentru că pentru noi așa este cumva... ne-am creat o imagine cum că este numai despre mișcare. Dar din câte știu, este o contopire între minte, spirit și corp. Deci nu este oricum simplu fizicație. Așa este, într-adevăr. Yoga reprezintă un ansamblu de practici sau de discipline fizice, mentale și spirituale, ce își are originile în India antică. Cuvântul yoga derivă din sanscritul yuj, ce înseamnă unire, uniune între suflet și univers. Obiectivul practicii yoga este creșterea spirituală, autocunoașterea. Asana sau posturile fizice reprezintă o parte importantă a practicii yoga, pentru că ne învață disciplină, constanță, răbdare, valori pe care trebuie de altfel să le exersăm și după ce clasa de yoga se sfârșește și ne reluăm activitățile zilnice. Însă yoga nu se rezumă la o activitate fizică, ci practicarea posturilor fizice ne pregătește pentru meditație, pentru controlul simțurilor și al minții. Mi se pare foarte frumos și că tot am amintit de faptul că pe 2 iulie vom sărbători chiar Ziua Internațională a Yoga. Sunt curios, în cadrul evenimentelor voastre, mai ales cele ce vor avea loc pe 2 iulie, cum se descurc, să zic, începătorii sau poate chiar cei novici, le-aș zice, care nu au mai practicat yoga până acum? Pot veni, vor fi și clase pentru cei chiar mai jos de începători, să le zic așa. Sigur că da. Studioul Indian School of Yoga Therapy și fondatorul studioului Indian School of Yoga Therapy, Manish Bhatia, se mândrește tocmai prin aceasta. Clasele noastre sunt beginners friendly, oricine poate veni și încerca și practica alături de noi.
Ne specializăm în tratarea durerii de spate, însă și în terapie prin yoga pentru reducerea stresului și a anxietății prin utilizarea unor tehnici de relaxare și de respirație. Am înțeles. Georgiana, pe mine mă interesează ceva mai aprofundat. Uite, eu, spre exemplu, îmi place foarte mult yoga și îmi place cultura orientală foarte mult. Dar putem combina yoga cu Kama Sutra? Aș putea chiar spune că este... Da, se poate combina... însă noi, studioul nostru nu se specializează pe Kama Sutra. A, da, știu, am înțeles, numai că mă interesa pe mine personal și mă gândesc că foarte mulți domni merg acolo, special pentru a ajunge la o deschidere foarte amplă, pentru că știm că... E foarte drăguț acest subiect. Și eu am curiozitățile mele, Georgiana. Mă uitam pe programul de la eveniment. Văd că începeți undeva mai târziu și sunt aici niște idei foarte interesante ale claselor pe care m-aș bucura să ni le explici și nouă și telespectatorilor. Văd aici mantra, meditation și laughter, yoga. Cum? Ce facem mai exact aici? Mantra Meditation o să fie susținută de Asociația Life Force în colaborare cu studioul nostru de yoga. Practic, va fi un tip de meditație prin cântece. Iar laughter yoga, din nou specializarea profesorului nostru, Manish Bhatia, dacă începe cu un râs forțat, cu siguranță se va termina cu un râs natural, dar vă aștept cu drag în data de 2 iulie la evenimentul nostru pentru a experimenta pe propria piele laughter yoga și mantra meditation, bineînțeles. Georgiana, cât de greu este să ajungem de la începător yoga până la un avansat? Pentru că este totuși un decurs foarte complex până ajungem să atingem nivelul la care ne-am propus să ajungem. Este într-adevăr o întreagă călătorie, dar depinde și la ce parte din yoga te referi. Dacă te referi la posturile fizice, la partea de asane, prin constanță se poate ajunge la un nivel avansat în câțiva ani, însă yoga ne învață și cum să echilibrăm lumea materială cu cea spirituală, datoria cu etica, ne inițiază în arta detașamentului, or detașamentul nu înseamnă să devii indiferent sau apatic, ci mai degrabă să dezvolți o stare de calm interior și de mulțumire, indiferent de circumstanțele externe, iar să ajungi la o astfel de stare de calm interior, într-adevăr, necesită mult, mult, mult timp și multă practică. Georgiana, mă întrebam, este dedicat tuturor vârstelor sau pe cine aștepți tu să îți treacă pragul și să participe la acest eveniment? Toate vârstele sunt foarte bine primite. Posturile, asanele sunt concepute în acest fel ca să fie prietenoase pentru toată lumea, de la începători la avansați, de la persoane de vârstă fragedă, până la persoane mai în vârstă. Minunat. Îți mulțumim tare mult, mulțumim tare mult Georgiana, că ne-ai adus mai aproape aici și la noi la București acest eveniment și îți dorim multă, multă baftă și cât mai multe persoane să-ți tragă pragul, mai ales pe 2 iulie, de Ziua Internațională a Yoga. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mulțumim. O zi frumoasă. Pa, pa. Ei bine, da, ne-am răspuns la foarte multe întrebări. Multe curiozități. Curiozități peste curiozități, le-aș spune. Da, pentru că te gândești, începi și spui tot felul de întrebări. Cum, uite, spre exemplu, yoga nu este, cum ne-a spus și fata, nu este pur și simplu mergem și facem gimnastică. A, nu trebuie gimnastică. Să faci o meditație, trebuie să înveți să-ți controlezi respirația într-un anumit fel. Adică nu este ușor, știi, ne gândim, merg și fac sport. Nu e vorba numai despre asta. Dacă îmi permiteți, eu cred că ai pus-o pe gânduri pe Georgiana în sensul bun.
cred că de aici, după această intervenție, se va gândi, bă, poate chiar se pot îmbina cumva cartea aia cu cărțile noastre. Și de la intrigă la rezoluție, merge, așa da. O să fie, de la intrigă la rezoluție. Dar nu, de ce? Că eu aș merge la un astfel de curs, m-ar interesa. Da, eu să vedem, sigură, să vedem poate Georgiana va reveni alături de noi da. Cu un curs. De... Special pentru sufletul meu și pentru sufletul multor români din țară, mai mult ca sigur. Bun, ei bine, dragilor, propun să mergem și noi mai departe și vorbim despre Emily Burghele. Aceasta este o mămică tânără full-time. Vedem chiar acum ce ne-a dezvăluit legat de rolul ei de mamă, dar și de planurile sale de viitor. Deci pe mine mă surprinde foarte tare Emily. A spus că era în avion, pe copil îl luase febra și a spus că ea nu avea antifebrilele la ea, erau în bagajul de cală. De cală, da. Păi pe mine mă surprinde pentru că Emily tot timpul este pusă la punct cu chestiile astea, adică ea pleacă cu 20 de geamantane după ea. Serios? Dar dacă la cală geamantanele... Da, la cală, da. Păi da, da, uite, antifebrilele, pe bune, ea de obicei le ține la ea. Păi adică... poate a zis că nu... păți copilul fix astea două ore, asta că n-a zburat până în Noua Zeelandă 20 de ore. M-a surprins, zău, pentru că ea, în general, și când intră în avion, pleacă cu genți de la ea, de zici că, băi, unde le pui? Lasă-le la cală. Nu, le pune, adică e foarte... Acum n-am mai putut, dar mă gândesc, cred că pe avion ai strictul necesar din perspectiva asta de pastile, adică clar au ajutat-o însoțitorii de zbor. Da, bine. Zic și eu, vreau să cred asta. Sau începea să strige, medic, e un da. Medic în avion. Urgență, dar să știi avem că... un medic printre noi. Da, dar să știi că, uite, strictul necesar îl are și pe la hoteluri, pe unde se duce și totuși ea în continuare și ea încălzitorul de apă la ea. Își ia fierbătorul, își ia ăsta de mult lapte și mai știu ridică ce. La puterea a doua, că are și deci, copil. Cum, are patru geamantane, numai cu gadget-uri pentru copii. Nu, intră în fișa postului unei mame full-time, așa a, cum da, chiar așa descris. Așa ocupă de el foarte bine. Exact. Da. Dar să știi că ea în mare este o tipă foarte mișto și îmi place super mult de ea. Bravo ei! Da, e o mamă. Doamne ajută. Da, sună din cap, foarte bine. Aplaudăm, da, acord, aplaudăm, dăm din da. Cap. Și pentru că am fost de acord, nu vreți, dragii mei, să luăm noi o scurtă pauză și să ne întoarcem imediat cu și mai multe știri și mai mulți invitați ceva? O să fie superb? Nu! Nu, ne opunem! Dragi spectatori, ne luăm și noi o scurtă publicitate și ne întoarcem imediat. Am revenit, dragilor! Am revenit! Hai, iartă-mă, măi, băi, dar nu... Oh, nu! Voiam să zic după o sesiune foarte lungă de yoga, cum îmi place mie. A renunțat definitiv. Voi să zicem bună dimineața? Păi, dar ce, oamenii nu s-au trezit? Bună după amiază, bună seara și bună noaptea. Bună de prânz. Buenos dias. Bună de brunch, de prânz. Deci dacă îmi spui în hindi bună dimineața, eu... În hindi. Păi dacă yoga vine din India... Din... Păi, dar nu, noi nu facem yoga aici, în primul rând. Eu am făcut yoga mai devreme. Tu, nu noi. Păi tu ce ai făcut până acum? Chestii mai pământene. Nu ne-ai văzut aici în spate, eram toate pozițiile, ne-am centrat toate chakrele yoga și noi s-a deschis așa al patrulea. Noi pauza, să știi. Noi ne-am adunat exact toate energiile, mintea și sufletul ca să putem să fim la masa rotundă, prezente cu totul. Înțeleg de ce nu v-ați dat seama că eu nu mai eram aici. A, deci de-aia ne-a mers, mă, nouă meditația, că ăsta nu era pe aici. Asta disturbe liniștea. Păi, dar nouă ni s-a deschis al patrulea ochi, mă rog, al treilea, dar noi l-am deschis pe al patrulea. Factorul disturbator se cheamă. Ia uite ce ni se spune în casă, Bogdan, ești factorul disturbator. Păi, la că dă morocănos e că toate ai zis bună dimineața, zi bună dimineața, da, și telespectatori. Astăzi vă așteptăm cu noi știri incendiare. Îți place așa? Și așa sunt eu de obicei. A, e clar. Mă rog, cu ceva mai multă energie, nu așa. A, nu. Ia, dragă, dă-o tu cu energie. Te și adoarme yoga, de obicei? Poftim? Te și adoarme yoga câteodată? Te liniștește. Că de fapt asta e, să-ți crească vrei, nu vrei să fiu te liniștească? Tânăra și neliniștită, mă vrei, Bogdan? Tânăra și neliniștită voi fi de azi înainte. De acum încolo. Da, bine. Atunci să cântăm, să ne stilizăm, să trecem mai departe. Cântăreața și stilista Irișa ne-a oferit un interviu în exclusivitate în care a povestit despre provocările pe care le întâmpină în viața de zi cu zi. Cum e viața de stilistă și dar și ce ținută ne recomandă pentru această vară, vedem și noi mai multe detalii chiar acum.
Să râdem un pic, să spunem că Raluca săracă n-ajungea cu microfonul la ea. Hai să dăm din casă, să se discută un pic aici pe silențios, să facem și pumea. Se ridica Raluca noastră pe vârful. Hai să nu fim rea cu Raluca, da? Să nu fim răi. Înălțimea nu ți-o controlezi, nu ți-o influențezi. Păi nu o controlezi, într-adevăr. Irișa este foarte înaltă, dar cred că avea și niște tocuri foarte înalte. Posibil. Cel mai probabil. Să poarte tocuri, cred că de undeva de 15-16 poartă. Mai e și stilistă, cu siguranță, și alege cele mai interesante, frumoase tocuri și cele mai înalte tocuri. Mm, se mai ridică 15-20 de centimetri. Păi de ce, mă, că femeile înalte sunt foarte frumoase. Cu cât e mai înaltă, cu atât și e mai mișto. Și atitudinea o crește. Îndreaptă spatele, ridică bărbia, fruntea și de acolo poți să-ți mai uite, câteva vezi? Centimetri. Bărbații de acum acolo să se uite de sus la ea. Nu, ei își ridică creasta. Ei își dau cu fixativ așa și își ridică creasta. Auzi, da, își ridică lor. Colegul creasta. Dar nu își ridică colegul, că părul atâta e. Nu, e, nu, nu, că e, tu la ei și-l mai fixezi sus. Mai câștigi ceva, câțiva centimetri. Ca Johnny Bravo. Colegele de la... Bravo. Colegele de la Hair. Dar nu când ești chel, nu, atunci n-ai ce să mai faci. Acolo, acolo e să mai punctul faci. Zero, nu mai ai acolo... cum să la propriu și la figurat, punctul zero. Da. În orice caz, da, câteva probleme avea, am văzut și la operatorul nostru, care era așa, probabil, cu nu camera. Înaltă, mă, e fata asta, nu pot să ajung deloc la ea. Dar ce, mă, așa este frumos în... dacă femeia nu e înaltă. Oricum nu trebuie să ajungi la cap, trebuie să ajungi în altă parte ca bărbat. Cu ce mergem mai departe? Mergem cu... o tânără foarte frumoasă și ea de asemenea, care tocmai și-a serbat ziua. Da, și la oriunde. În Dubai, că tocmai vorbirea dragă de Dubai și de tot acel restaurant inedit și așa. Tu vorbi și de altele. Vorbiți, vorbeai? Noi vorbirăm. Voi vorbi. Bine. Tu Cristina vorbirei. Spătar și-a făcut ziua de naștere în Dubai. Vedem imediat cum a sărbătorit-o și a răsfățat-o soțul ei, Vicenți Mocanu. Băi, ce cadou frumos i-a făcut soțul Cristinei. Hmm. Uite, așa se vede când omul de lângă tine chiar te iubește. A dus-o în Dubai, i-a cumpărat frumos de mâncărică, ceva bun. A dus-o pe Bărcuță. A dus-o pe Bărcuță, a pus-o să facă și băiță. Eu i-a mai luat și ceva și frumos. Și Bogdan este foarte romantic și arată prietenii sale că o iubește. Că și el o plimbă și o duce la mari concerte. Da, așa, postez mai rar. Postează mai rar, dar nu știm din culiță așa detalii. Și este și el un exemplu. Da, uite, nu, Dubai nu poate nu fiți răi cei din casă. Dragul meu, regizor de imagine, că dacă zic unde merg, îmi spui că te înjur. Unde mergi, Bogdan? Parcă în Copenhaga, în nu? În Copenhaga și nu, Lucia, nu este o înjurătură la adresa. E o capitală. O capitală. Cu o sirenă în mijloc, cu o sirenă în port. Cu o sirenă în port, da, corect. Cu o sirenă în port, la cum a fost lui. Și Cristina. A fost o sirenă foarte frumoasă, cum a notat în apele Dubaiului. Frumos. Da. Nu? Da. Este superbă. Dar uite, sunt curioasă, în spatele camerelor n-a arătat ce cadou i-a făcut soțul ei. Asta e cadou, nu? Asta e un cadou cu totul? Sau mai este totul? Și, pe nu excursia în sine poate fi trecută ca un cadou? Sau trebuie mai ba, bine da, ceva Bogdan, și că acolo? De asta te-am și lăudat mai devreme. Păi da, da. Păi da, ok, i-ai făcut o excursie, cadou. Ai dus-o, ai plimbat-o cadou, i-ai cumpărat și flori. Așa. Mă, da, uite, a dat și o petrecere în numele ei. Experiențele, zicem, dar tu zici un cadou propriu-zis. Nu, uite, ăsta e cadou de ziua. Adică și ceva material. Da, un colier cu diamante, o bijuterie. Uite, Flori cred că a primit. Dar sigur a primit flori. Flori a primit. Sigur, bă, dar bijuteriile unde sunt? A primit, ci că dar nu le-ar fi arătat, o stropă de modestie. Cum adică, Cristina, tu primești bijuterii cu diamante și cu platine și nu le pui să nu vedem mai sunt valabile. Să ne clătim și noi ochii? Păi, dar n-ai nu pus pe feed, n-ai pus pe story? Păi, păi dar eu prost, mă, trebuie să încep să orice cumpăr cadou persoanei drage, direct postare pe Instagram, concert, Pink Hat, am aruncat biletele pe Instagram. Că am plătit o grămadă, stai să te filmezi live, hai cum îl desfaci, vreau să te văd surprinsă la cameră. Un unboxing, dacă se poate. un unboxing. Cu cadoul luat de tine. Și să presupunem că n-am prins reacția că lumea, pe aia zic, hai să mai facem o dată, de data asta să te și filmezi. Exact, uite, foarte bine, dar mai tragi o dată. Surprinsă din... Apropo, da. Bogdan, ieri a fost ziua iubitei tale și la mulți ani încă o dată, dar sunt curioasă, flori ai luat? Bineînțeles. Și ce flori ai luat? Un melanj. Un melanj mix de mai multe. N-aș ști să ți le număr pe toate. Am înțeles. Știu că era vorba de niște trandafiri. Dacă ți-a recomandat cineva și ai mers pe încredere și ai ieșit bine. L-ai văzut ce elegant este? Trandafiri japonezi. Păi da, respectele noastre, Bogdan. Ai ieșit în evidență cu siguranță. Felicitări. Trecem mai departe. Da. Trecem mai departe și eu propun să vorbim un pic și despre parenting, dacă tot a trecut de zi de naștere, de vieți de cuplu, vorbim și
niște vieți cu copii. Și anume, v-aș întreba foarte, foarte repede ce însemna parenting-ul pe vremea voastră, respectiv și a mea, dar pentru voi. Pentru că acum parenting-ul este mult, mult diferit din ce observ față de cum eram crescuți noi de părinții noștri. Mai eu am fost crescută foarte ca la militarești, știi? Adică de nu... ambii părinți, ambii deopotrivă da, erau așa. Da, bineînțeles, la mine totul era la virgulă, totul era la punct, nu exista. Și recunosc și sunt de părere, asta este, poate să mă înjure cine mă înjura, da, bătaia este ruptă din rali atunci când este necesară. Altfel nu sunt de acord cu ea. O mică corecție! Nu știu ce măi, când este necesară, este necesară. Eu așa am crescut, mi-așa mi se pare normal. Da. Hai să vedem la mine a fost cu mai multă blândețe, cu multă libertate, dar cumva asta... Au pus niște baze solide și după aia m-au lăsat să experimentez și să mă redresez eu singurică. Și să dai cu capul și când și dai să dai cu capul, capul și să înveți, da. Și când dai exact. Cu capul, ce spuneau? Păi venea acasă și se plângea la părinți. Pe ea, doamne, că pe ea am întrebat-o. Nu, dar te ascultau, dar și am descoperit la părinții noștri, că acum sunt foarte multe manuale și toată lumea vorbește pe text, cum să-ți crești copii, dar aveau intenții bune și așa te creșteau așa cum știau ei, dar intenția lor era bună. Credeau de-aia nu poți ei, să te absolut. Super neapărat pe ei și acum să te descurci, poate, dacă nu, unele lucruri mai tragi de pe urma lor, dar oricum intenția era bună. Și Laura Cosoi a venit și a vorbit despre parentingul bazat pe, spre exemplu, amenințări și pedepse fizice și a mărturisit și ce temeri are în privința fiicelor sale. Haideți să o ascultăm. Hai cu puțină nostalgie atunci. Propun în felul următor. Vreau să facem un poll pentru paginile noastre de social media, pentru Facebook și Instagram și să vă întrebăm pe dumneavoastră și o să le întreb, bineînțeles, și pe colegele mele, care este... cum să-i zic, propoziția, care este amenințarea, cu ghilmele de rigoare, pe care vă amintiți cel mai bine din copilărie? Care este acea replică a părinților la care rămâneați așa? Hai să vedem, Diana. Am nevoie de trei. Stai să ne gândim, nu putem așa, că și lor le dai timp de gândire. Îți răspundem după următoarea pauză, cred că, dacă e ok. Dar până atunci propunem telespectatorilor să intre într-adevăr pe paginile Metropolei și să scrie acolo. Dar scriem și noi tot acolo și gata. Da, scriem și noi tot acolo, să fim primele care scriu acolo. Nu e așa? Ok, atunci hai să facem așa. Da. Și noi mergem mai departe, tot în Dubai, pentru că ne place foarte mult acolo. S-a inaugurat primul restaurant imersiv din lume cu ajutorul a inteligenței artificiale, firește. Să vă explic. În funcție de meniul comandat, în jurul tău se proiectează imagini și sunete specifice. Ai comandat pește, deodată te trezești în mijlocul oceanului. Costul unui meniu pornește de la 600 de euro în sus, că doar ești în Dubai, nu în altă parte. Da, senzațional. Pe da, lângă sigur că... o să încercăm și noi acest pește mișcător. Pentru că 600 de euro... E o nimica toată, sunt 60 de lei pentru noi. Să ne dea și nouă aplicația, să o descărcăm pe telefon, că e mai aproape aici până ajungem în Dubai. Până, absolut. Da. Și uite, mai ales că o avem pe Diana aici lângă noi și poate rezolvă chiar de un barter și intrăm așa pe colaborare. Da, Diana se ocupă numai... foarte bine. Mâncăm în general gratis pe unde mergem datorită ei. Eu sunt generoasă. Dacă merg eu, merg și colegii mei. Întotdeauna. Băi, eu zic să luăm o scurtă pauză. Să vedem unde mergem, mai mâncăm azi. Da, să mergem să mâncăm ceva gratis pe banii Dianei și noi ne întoarcem imediat cu o scurtă publicitate. Pardon, pe influența Dianei, da. Ne bucurăm cu toți de ea. Dragilor, urmează să avem niște invitați absolut fenomenali. Nici nu vă puteți imagina și nici nu vă puteți gândi ce minunății urmează să avem în platou, care ne vor încânta atât sufletul, dar cât și imaginația. Pentru că va urma ceva inedit. Și ca să vă mai ținem puțin în tensiune, vă amintim, săptămâna trecută am discutat împreună despre un frumos spectacol de balet ce a avut loc la Centrul Cultural Ion Manu din Otopeni. Și acum propun să mergem mai departe cu această poveste și să vedem câteva imagini din acel spectacol și cum acești mici viitori dansatori sau chiar, de ce nu, actuali dansatori au bucurat peste 200 de persoane pe scenă. Acum că ați aflat, dragilor, povestea spectacolului de balet Albă ca zăpada și șapte pitici, ce credeți? În platou aici alături de noi este Ada alături de Albă ca zăpada, vânătorul, piticii, iepurașul. Ce spectacol! Cine mai este? Vrăjitoarea Cearau? Cine e vrăjitoarea Cearau? Unde e vrăjitoare? Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, ce faceți?
Vreau ca fiecare dintre voi să se prezinte și să ne spună câteva cuvinte despre experiența voastră pe scenă. Bună dimineața! Hai să spargem gheața! Cum se pare pe scenă? Cum e să fie acolo în mijlocul acțiunii? E frumos. Oh. Îți place să fie o floricică? Da. Da, așa este. Ada, cum a fost experiența ta cu copiii? Pentru că știu că nu este greu este foarte greu să lucrezi cu copiii. Totuși, cum ai reușit să aduci un produs finit atât de frumos și atât de artistic? Într-adevăr este greu, dar ei sunt foarte isteți, au prins foarte repede. Chiar aveam foarte mari emoții cu amplasarea în spațiu, pentru că fiind o scenă mare, ei nu știau exact unde se poziționeze, dar s-au capacitat atât de bine, încât nu a trebuit să le spun mai nimic. S-au descurcat singurei, foarte bine, aici un spectacol minunat. Te rog dacă poți, prezintă-ne-le tu, Ada. Uite, începând chiar de la Albă ca Zăpada. Fiecare personaj în parte. Albă ca Zăpada a fost interpretată de Medea Dinu. Bună dimineața, Medea. Regina Nicol. Vânătorul Ana. Doi pitici, Amalia și Miruna. Da, avem mai mulți pitici în... Șapte pitici. Avem 7 pitici. Dar au venit doar doi reprezentanți. Doi reprezentanți, exact. Au venit frații mai mari ai piticilor. Care dintre pitici sunt ei? I-ai putea da microfonul unuia dintre pitici, te rog? Bună dimineața! Bună dimineața! Tu ce pitic ești? Rușinosul. Rușinosul? Da. Și ești rușinoasă în viața reală? Nu. Nu ești rușinoasă, nu? Și colega ta cine e? Bună, eu sunt... Ce spirit? Ce... Eu sunt morocănosul. De-aia că ai un rol greu de jucat. Deci, și e foarte complex, nu e oricum rolul ăsta. Deci rușinosul și morocănosul. Ne-ai adus pe cei mai sensibili dintre mai pitici. Departe e o albinuță. Sau este albinuța sau cine acolo? Este? Veveriță. Veveriță. Mă scuzați, cum trebuie să mă luați cu voi ca să mă adaptez. Ce înseamnă la să crești numai imaginația așa bogată. Ia spune-ne, cum te cheamă? Mă cheamă Alexandra Amalia. Bună, Alexandra! Bună, Alexandra! Și cum? Ți-e place să fii veveriță? Ți-a plăcut să joci în rolul ăsta? Da. Și îți place să alergi, să țopâi? Nu chiar. Deci înseamnă că doamna profesoară le-a pus așa mai pe contraamploa pe roluri. Și avem și un iepuraș. Cum te cheamă? Sara. Sara? Da. Și ești prietena cea mai bună a Albei ca Zăpada? Da. Da? Ești tot timpul alături de ea? Da. Oh, ce drăguț! Cum ai reușit, Ada, să le faci pe fete să se obișnuiască cu aceste emoții? Pentru că până la urmă au jucat în fața a sute de spectatori și la niște vârste foarte mici. Cum le-ai dat încrederea asta că pot fi acolo și să dea tot ce e mai bun pe scenă? Ele au tot spus că au emoții, dar eu nu simțeam că au emoții. Aveai încredere în ele, deși ei poate mai bine. Da. Sunt curioasă cum ai făcut distribuția. Cum ai ajuns la această formulă? Pentru că presupun că toate fetițele s-au bătut pe Albă ca Zăpada. Sau poate nu? Grea întrebare. Da, distribuția a fost în totalitate decizia mea. Și evident, rolul principal al Albei ca Zăpada trebuia să fie un copil cu foarte multă memorie, care să fie capabil să rețină tot spectacolul în sine. De aceea am ales-o pe ea, cu o ureche foarte bună muzicală. Nicol era cea mai înaltă, cea mai mare și am zis clar regina. Ana, așa, mai firavă, înăltuță și ea, mi s-a părut potrivită pentru vânător. Piticii... Clar trebuiau să fie mici. Da. Adică la pitici trebuie să, înălțimea trebuie să fie pe măsură. Da. Și rolurile la pitici, pentru că fiecare, Hapciu, Rușinosu, Morocănosu, fiecare are câte o stare a sa, am încercat să iau chiar după starea din viața lor reală. Reală, da. Și veverițele, iepurașii și urși am încercat să iau cât mai asemănător, să pară ca și cum ar fi niște surioare, să fie identice. De aceea iepurașii seamănă, amândouă blonduțe micuțe, ursuleții mai mărișori amândouă, adică să semene. Și floricelele și buburuzele ansamblu, la înălțime, buburuzele micuțe, floricelele foarte înalte.
Uite. Ce frumos, ca să poată să creeze toată imaginea artistică pe scenă. Mi se pare minunat și uite, o ultimă curiozitate acum pe final, pe final de discuție. Sunt curios dacă vreuna dintre voi poate să-mi arate aici o mișcare din spectacolul vostru. Ia să vedem. Uită pe o simplă mișcare. Ei se descurcă și fără rușinoasă care nu este de fapt rușinoasă. Hai un rând de aplauze ca să încurajăm. Haide. Uite, cu fața acolo, arată-ne! Ia uite ce rușinoasă este! Este un chiar personajul rușinos! Oh, ce frumos! Bine, îți mulțumim din suflet! Chiar în personajul acesta îmi arată clar că ai făcut o treabă bună și vă mulțumim din suflet și abia așteptăm să vă vedem și la următoarele spectacole, da? Bravo, copii! Bravo! Mulțumim tare mult, Adam! Noi mergem ușor mai departe și vă anunțăm că s-a deschis noua plajă cu nisip din București. Cine altcineva să se fi dus acolo să facă o vizită? Nimeni altă decât Raluca noastră, reporterița noastră dragă care merge peste tot în locuri inedite și prin intermediul ei ajungem și noi. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața tuturor. Într-adevăr, să știți că noi am ajuns pe litoral, nu pe litoral la Constanța sau în altă țară, ci pe litoral chiar aici în București, pentru că s-a deschis un nou loc frumos cu un nisip superb, cu o apă superbă pe care dorim să vă prezentăm și vouă și să vă dăm așa câteva detalii despre acest loc. Și avem și un invitat astăzi. Bună dimineața. Bună dimineața. Spuneți-ne puțin despre acest loc superb. Noi știm că este un loc extraordinar chiar în inima Bucureștiului. Cum a pornit acest concept? Acesta este ceea ce vedeți aici, este un concept unic într-o capitală europeană. Este vorba de o oază urbană aici, în nordul Bucureștiului. Are la bază un concept patentat de americane de la Crystal Lagoons. Presupune o lagună de 10.000 de metri pătrați. Este un proiect sustenabil. Singurele betoane pe care le vedeți sunt doar cele care înconjoară laguna, malul lagunei practic. În rest totul este verde. Este un spațiu, o fostă platformă industrială de 40 de metri pătrați, care a fost transformată în această oază urbană în nordul capitalei, unde vizitatorii pot veni să se relaxeze, să nuate, să practice sporturi precum kayak, paddleboard, să se relaxeze pe șezlonguri premium. Va urma și un spațiu de joacă, sporturi de vară în acea zonă. Practic tot ce ai nevoie ca să vii la mare în București și să nu te duci la mare, să bați drumul până la mare. Apropo de această mare în București, nouă ni se pare foarte interesant totodată și unic, pentru că imită exact conceptul acela de litoral în care oamenii vin și își petrec vacanța și știind că ați deschis de curând, v-am să vă întreb cum a fost așa primul impact al vizitatorilor. A fost extraordinar, lagun s-a deschis în joia trecută, în weekend deja au fost peste 870 de vizitatori care au venit să se bucure de marea de la București. A fost extraordinar, a fost primit foarte bine, așa că așteptăm de acum următorii vizitatori pentru relaxare, pentru spații de lucru. Există și un bar, restaurant, șezlongurile premium, practic, marea curată, extraordinară, fără valuri, pentru toate gusturile și în inima capitalei. Credeți că aveam nevoie așa și de o mare în capitală, dacă pot să spun așa? Pentru că noi știm că orașul este plin, noi suntem mulți, este aglomerat. E adevărat că drumul până la Constanța nu e lung, însă mă gândesc că având aici tot ceea ce avem nevoie, cumva reușim să integrăm mai ușor turiști în această zonă a litoralului, pentru că poate mulți nu au timp să ajungă neapărat până la mare. Așadar aici mi se pare mai ușor accesibil. Exact, este un punct foarte bun. Practic ne așteptăm ca Bucureștiul să devină o destinație turistică, având acum propriul său litoral, această lagună extraordinară, curată în permanență, care are această tehnologie inovatoare, fără valuri, și ne așteptăm la turiști nu doar din București, ci din toată țara, și chiar turiștii care vin în București pentru un city break vor avea începând de joi această oportunitate. Avem și propriul radio, Lagoon Radio, pe care turiștii se pot delecta. Cum spuneam, facilitățile includ și restaurante, spații de relaxare, loc de joacă ce urmează să fie amenajat. Am văzut foarte mulți copii. Cum este viața cu ei aici? Am văzut că sunt în extaze și ne aflăm într-o zi de joi. Deja prezența lor este.
Da, i-am văzut și eu foarte, foarte fericit și bucuros de, de această, de marea din oraș. Așa sunt, există și posibilitatea pentru copii, piscina are o laguna, are o adâncime medie de 2 metri, deci este suficient de sigură. Sunt oricum veste de salvare, veste incluse, colace, aripioare, deci practic și copiii pot veni aici însoțiți de părinți de sigur și să se distreze alături de familie. Vă mulțumim tare mult și felicitări pentru conceptul pe care ați reușit să-l duceți la bun sfârșit. Cu mare plăcere. Dragilor, așadar, mă adresez tuturor, inclusiv colegilor mei din platou, să știți că marea este la București, așadar în zilele de weekend, dar nu neapărat în zilele de weekend, știți ce aveți de făcut, nu trebuie să vă faceți griji că nu aveți timp să ajungeți la Constanța sau în orice altă stațiune, căci marea este chiar aici, în nordul Bucureștiului și vă așteaptă așa cum vă aștept pe toți, de altfel să întâmpinăm frumos vara și să ne bucurăm de acest sezon cald. Mulțumim tare mult, Raluca! Nu știu dacă știți, dar Raluca are și o tradiție pe care văd că astăzi n-am mai respectat-o și anume să ne invite și pe noi, după terminarea emisiunii, să mergem acolo unde este ea. Așa că, iată, avem și locul asigurat la plajă, cel mai probabil ea rămâne încă pe acolo să se și distreze un pic, a terminat munca. Dar noi mai avem câteva opriri de făcut, dragilor, și ne gândim că pe data de 21, adică mâine, este seara de sânziene, iar la Centrul Cultural Armean se întâmplă lucruri foarte frumoase, așa că Ligia, coordonator de evenimente, este alături de noi și ne prezintă o seară de ceai dansant la Centrul Cultural Armean. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Noi suntem foarte fericiți pentru că vrem să intrăm un pic în această cultură și abia aștept să ne spui ce ne așteaptă în seara de mâine. Mâine va fi a doua ediție a ceaiului dansant. Prima a avut loc în luna aprilie, în luna, suntem în iunie acum. Suntem în iunie. Da, Doamne, da, în luna mai a avut loc. Trece timpul. Prima ediție a fost un ceai dansant în onoarea lui Charles Aznavour, de la care ar fi împlinit 100 de ani, dacă ați ar mai fi aflat astăzi printre noi, artist francez cu origini armene, puțin știu asta. Și am spus că e numai bine, e un prilej tocmai bun să organizăm o seară dansantă de socializare cu muzică și dans și bucurie pe strada armenească numărul 13, acolo unde se află Centrul Cultural Armean, unde vă invit și mâine, în seara de sânziene. Vom avea parte și de muzică live, un amestec de romanțe, muzică lăutărească, flamenco și pentru că avem artiști multiculturali, avem și artiști români, romi, argentinieni care vor fi alături de noi. Vom avea un playlist cu muzici world music, muzică de dans și de bucurie, coronițe de sânziene. Ce înțeleg foarte clar este că armenii știu cu siguranță să se distreze și ne invită și pe noi. Ce vom afla despre cultura armeană în cadrul acestui ceai dansant? Sărbătoarea de solstițiu de vară, sânzienele, cum se numesc la noi, sau rusaliile, pentru că sunt diferite nume, e sărbătorită, sigur, peste tot în lume. Iar în vremurile precreștine exista, așa cum am aflat din anumite legende pe care le-am găsit, o zeiță a soarelui, Arev, care de fapt asta înseamnă soare, și în Armenia există de asemenea în Armenia un monument neolitic similar Stonehenge-ului, care poate fi văzut acolo. Cum a apărut această inițiativă, sunt curioasă? Că mi se pare că e o mobilizare foarte frumoasă și cuprinzătoare, complex în sine ei, dar sunt curioasă cum ați creat-o, de unde a venit, cum v-ați gândit la asta? Am dorit cumva să deschid cultura armeană și spre tinerii români, dar de asemenea să creăm activități interesante pentru tinerii din comunitatea armeană. Și așa cum este și Festivalul Strada Armenească, care va avea loc la începutul lunii august, în primul weekend, în Grădina Botanică, care de asemenea popularizează artiștii armeni, muzicieni și nu numai, meșteșugari, foarte mulți meșteșugari tineri, care vin la București cu această ocazie. Și Centrul Cultural dorim să devină un spațiu care să apropie tinerii de cultura armeană. Foarte curioasă, ce artiști vom asculta în această perioadă? La Festivalul Strada Armenească
Deocamdată nu am anunțat la Enapul, împreună cu colegii noștri de la Uniunea Armenilor, însă, cu siguranță, unii dintre artiștii care vor veni, pe unii dintre artiști ați văzut deja pe rețelele de socializare zilele acestea, cu o piesă în limba română. Asta e un teaser. Este un teaser și unul foarte, foarte bine gândit. Nu spune, dar cred că deja ne ducem cu gândul, mai ales că ai spus că l-am văzut în ultima perioadă, deci asta înseamnă că poate chiar a fost prin centrul atenției ultimei perioade și mai mult nu o să zic decât atât, așteptăm line-up-ul. Eu m-aș întoarce un pic la primul vostru eveniment și la prima voastră ediție, cea cu Charles Aznavour. Cum a primit publicul? Mă gândesc că a fost un feedback foarte, foarte bun din moment ce ați revenit deja cu o a doua ediție. A fost, da, chiar a venit foarte multă lume, de toate vârstele, din toate categoriile. A fost o atmosferă foarte frumoasă și mai ales au venit mulți oameni singuri care și-au făcut prieteni acolo, ceea ce e absolut grozav. Un fel de acel mixer, cum mai auzim prin filme. Absolut. E ca o platformă, nu? Exact. Unde ați reunit mai multe culturi și oameni de toate vârste. Se creează așa o mică comunitate, cred. O mică comunitate, e vorba de networking și până la urmă, dacă ne gândim la însemnătatea ceaiului dansant, așa cum îl știm noi de pe vremuri, indiferent că e în România sau în Armenia sau oriunde, era acea idee de ieșit pentru socializare, pentru distracție și cred că fix asta promovați și voi. Exact. Și vă mai anunț că duminică, de asemenea, vă invit, desigur, dacă aveți micuți dornici să participe la evenimente culturale, avem un eveniment cu teatru de păpuși desprins din basme armenești. Vom avea trei actori păpușari care vor însufleți trei basme armenești. Foarte de la frumos. 12 și jumătate. Iar săptămâna viitoare deschidem și o expoziție dedicată lui Matias Lan, caricaturistului, graficianului, ilustratorului și regizorului de asemenea, de la nașterea căruia s-ar fi împlinit iarăși 100 de ani anul acesta, în mai. Foarte ramificat. Adică v-ați dus și către păpuși și către teatru și pentru copii, este impresionant. Deci, practic, evenimente de toate felurile, de toate genurile și pentru toate categoriile de vârstă, pentru a promova cultura armeană. Sigur. Și cred că publicul din România și cei care acceptă invitațiile voastre se bucură fix de această cultură. Da, publicul e foarte dornic și ne bucurăm foarte mult și noi cu această ocazie. Și, într-adevăr, încercăm să avem o gamă cât mai diversificată de evenimente pe care le conturăm, unele curente, altele care se întâmplă o singură dată, de la proiecții de filme, la seri muzicale, seri literare și așa mai departe, expoziții. Spune-ne o dată, te rog, care este perioada în care putem lua parte la acest festival? De 21 este... Strada Armenească, la festival? La Strada Armenească. Ah, ok, da. 24 ziene, august. 21. Sunt ziene mâine seară. Le știm, sunt pe 21. 21 adică mâine. Adică mâine. Pe duminică, uh-huh. 23. Iar joia viitoare se va deschide și această expoziție Matias Lan. Și cum ne înscriem, te rugăm? Cum putem să accesăm? Intrăm pe site? Unde mai cel exact mai simplu, căutăm? Site-ul încă este în lucru, pentru că centrul a început așa să ia viteză, să prindă viteză abia în aprilie și încă mai punem la punct toate detaliile, însă cel mai bine este să ne urmăriți pe paginile de Facebook și Instagram Centrul Cultural Armean, acolo vă ținem la curent cu toate noile evenimente. Mi se pare foarte frumos. Minunat. Și abia aștept să aflăm și de mai multe proiecte ale voastre și te mai așteptăm și pe tine, Ligia, și îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră să ne mai povestești în viitor și despre viitoarele voastre proiecte. Felicitări pentru inițiativă și mulțumim tare mult. Și eu mulțumim tare mult, Ligia. Da. Și noi mergem acum mai departe și o să vorbim despre cum am putea noi combina izometria cu vâslitul și cu, de ce nu, contopirea cu apa. Cred că o să vorbim despre subsurf, exact! Și de ce nu să vedem cum o să fie o zi minunată pe lacul din Herăstrău. Tiberiu Balica este alături de noi și îmi face o deosebită plăcere să vorbim astăzi cu el. Tiberiu, spune mai multe despre sporturile de apă și la ce să ne așteptăm. Eu sunt deosebit de încântată că doar ce am început să fac wake surfing, așa că... Bună dimineața, în primul rând, Tibi! Bună dimineața! Păi, ar trebui să vă așteptați să vă răcoriți, în primul rând, că e... sezonul ăsta și în principal sunt asociate cu sezonul de vară. Într-adevăr, condiții mai bune la noi în țară sunt iarna, dar asta nu mai e așa de amuzant. Există echipament potrivit, poți să-l faci tot timpul anului și la noi și în toate părțile lumii, însă la noi merge mai bine vara. Și din cauza temperaturii și din cauza
dorințe oamenilor de a face sporturi de vară. Cred de că vapor. E ușor să se facă confuzii între denumiri și la ce ne putem gândi. Ne ajută să clarificăm un pic și sunt să înțelegem mai multe? Două sporturi diferite. Este așa, am început bine, să clarificăm. Da. În spate rulează surfing-ul. E un sport care se propulsează pe energia unui val. Practicantul se propulsează pe energia unui val și stand-up paddle-ul, care e un sport de foarte echilibru, versatil. Mai liniștitor. Toate sunt de echilibru. Stand-up paddle-ul e foarte versatil, că poți să-l faci și pe suprafață unui lac, și pe un râu, și pe valuri. Sunt multe părți de stand-up paddle, dar omul se propulsează cu vâsla, vâslind, și din picioare, pe o placă de surf mare. Și cum combini tu yoga cu surf-ul? Că aici pe mine mi-a dat cu... m-a surprins. Yoga cu stand-up paddle-ul așa. Se combină foarte bine pentru că pe o placă mare de stand-up paddle poți să faci toate asanele de yoga și... A, deci cumva noi plutim pe apă cât timp facem... Da, pe flat, pe apă plată. Am înțeles. Și te obligă treaba asta să fii mult mai atent și mai conectat și mai... Eu am crezut că se merge direct prezent pe val. Acolo. A, de pe val trebuie yoga pe aici, am gândit că facem yoga direct pe val. Acum vă zic și asta, că e important. Surfing-ul e un fel de yoga pe care o faci, pe o plăcuță de aia mică. Deci te pui în niște posturi care... Da, poți să ieși din perspectiva asta, să zici. E un fel de yoga, te pui și... niște stretching-uri care sunt greu de făcut și pe uscat. Deci foarte greu de făcut. Dacă nu le-ai mai făcut niciodată, să te pui în niște posturi care te lasă să faci un viraj la surf. E greu să-l faci pe uscat. Și totuși, eu aș veni și te-aș întreba, Tibi, tu practici sup sau stand-up paddle, dar și surf. Unde e cel mai bun loc pe care tu ai, în care tu ai fost să faci surfing? Și apoi o să revin eu cu locul cel mai bun din Europa de care am auzit și este Portugalia, și probabil știi. Nu, am altă părere. Acum frumusețea e subiectivă, știi cum e. Și atunci pentru tine care potrivit, să-i zicem, locul cel mai potrivit sau printre. Balansul ăsta e la fiecare diferit, adică în funcție de factori. Mie îmi place apa mai caldă, Portugalia... E cu ocean cu apă rece. Forget it. Prefer insule Canare, Tenerife, în zona asta, curenții mult mai calzi, valurile sunt foarte bune. Și atunci în... Faptul că e o insulă... Îți dă posibilitatea să te ferești de vânt, pentru că într-o parte e sigur nu-i vânt. Și totuși locul din Portugalia de care am auzit, bine, poate nu e cel mai bun, dar sunt cele mai mari valuri, este cel mai vestic loc din Europa și valurile ajung și până la 12 metri, din ce am înțeles. Ai combinat două lucruri aici. De ce? E cel mai sud-vestic punct din Europa, la Sagres acolo, în sud-vestul Portugaliei. Și deci cele mai mari valuri... Deci nu e în, lângă Lisabona. Nu. La Nazaré, mai sus de Lisabona, sunt cele mai mari valuri călărite vreodată și consemnate. Nu știu, poate mai fi călărit cineva nevăzut. Dar nu s-a aflat de el. Asta e alt sport, big wave surfing. Spune-ne mai multe despre evenimentul ce va avea loc, de care tu te ocupi, ca să revenim un pic pe contextul nostru. În afară de cursuri și lucrurile pe care le transmitem oamenilor, încercăm să aducem și comunitățile la un loc. Aceste două sporturi le-am început de mult și am început direct cu concursuri. Am crescut comunitatea, sunt vreo 12 ani de când lucrăm la lucrurile astea. Concurs de surf, care se ține în septembrie, e a 5-a ediție. Și concurs de stand-up paddle, care se ține pe 24 august la Vama Veche, e a 11-a ediție. Am înțeles. Sunt foarte curioasă cum lucrezi și cât de greu este să lucrezi cu un începător pe surfing. Fiind de începător. Adică... E începătorul ăla care vrea să facă. Își închipuie mea dacă vine și ea și nu, vrea să vadă întâi abordarea. Asta e pentru oricine. Singura diferență e în felul în care începătorul ăla abordează. Că e începător care nu vrea foarte mult să facă chestia aia. Păi nu mă refer la cel care își dorește foarte tare. Vine la tine și dorește. Aș vrea și eu, da. Uite, majoritatea, 99%. Adică să presupunem că vine determinat. Cât de greu este sau care sunt factorii care îl ajută sau nu? E ușor. Dacă vii determinat, e ușor. Pentru că ești atent la faci ce spun. Faci tu să fie ușor. Păi da, adică... Primul rând îi dau încrederea că nu o să pățească nimic. Asta e foarte important, să dai încredere că nu se întâmplă nimic cu el. Safety-ul. Și după aia are mintea foarte angrenat în ceea ce vorbești tu. Și poți să-i spun, stai așa, stă așa,
mă vede pe mine, stă și începem să... Orice învățătură e o relație între cel care învață și cel între care transmite. Între mentor și învățăcel. Da, nu e o transmitere, da. Ia tu asta. Ce te-ar motiva să te apuci de fiecare dintre ele? De ce mă ajunge către sub, de ce mă ajunge către surf? Au rădăcini comune, cumva. La început, în România, valurile de surf nu erau așa consistente. De, prin 2018, de când s-au extins plajele, a ajutat chestia asta la consistența valurilor. Așa că, înainte, m-am gândit că pot să facem doar stand-up paddle aici. Că, na, mergea mult mai ușor să te adaptezi stand-up paddle-ul în România, având multe lacuri, râuri. Pe parcurs, na, au apărut și valurile. Făceam cursuri de surf în piscina cu valuri de un water park. Mm-hmm. Oh, departe, dă mult. Da, de în 2013 făceam acolo. Deci acolo e un loc, să înțeleg, ar fi un loc bun ca să începem, da, să ne aventurăm direct în valurile adevărate. Nu se mai poate, dar era super bun. Da, orice val, orice chestie care te împinge așa și tu te poți pune în picioare pe atunci placă, ne-am, ajută. Ne-am încărcat de sună entuziasm. Foarte tare, absolut. Și mulțumim tare mult, deci, lejer, merge. Că ai fost alături de noi și că, uite, am învățat și despre surf și poate ne-am făcut și un plan pentru 24 august să mergem prin Vama Veche, mie mi se pare că sună tare bine. 24 august în Vamă, să ne vedem acolo și să ne vedem și mâine dimineață, dragilor, pentru că Monde Matinal ajunge la final și ne revedem la 8 dimineața mâine, după aia luăm și noi un bine meritat weekend. Vă mulțumim tare mult! Da, și nu vom fi singuri, vom fi alături de noi invitați și nu în ultimul rând vom avea niște știri extraordinare. Vă așteptăm mâine de la ora 8. V-am pupat, o zi minunată! Vă pupăm cu drag, pa, pa! Vă pupăm!